În primul rând, vă mulțumesc că ați dat posibilitatea de a participa la conferința de presă. Pentru că am fost de mai multe ori plecat din municipiul Bârlad, am și amânat această conferință, dar era necesar pentru că anumite lucruri să nu intre în conștiința bărbătorilor, fără să se cunoască un punct de vedere al autorității locale. Despre Spitalul Elena Veldiman din Bârlad. Ar vrea să clarific anumite aspecte și anume să se cunoască că în iunie 2016, atunci când am luat mandatul de primar, acest spital de primă importanță pentru municipiul Bârlad era în colaps. Observ că toți își dau cu părerea despre spital, fără să se întoarcă în timp și să facă o scurtă analiză acestei unități foarte, foarte importante pentru Bârlad și nu numai. Deci, în momentul în care am preluat mandatul, era în colaps. Ca să cunoști fenomenul, aveai nevoie de anumite informații. Și pentru că un primar nu se ocupă numai de spital sau de spitalul din Bârlad, iar informațiile veneau greu, am încercat, prin toate mijloacele, să aflu despre situația spitalului și încet, încet au parvenit o parte din informații. Ca să se cunoască, în 15.02.2017, printr-o adresă înaintată de Spitalul de Urgență Elena Veldiman din Bârlad, ne comunicau că sunt în situația de a nu mai presta, de a nu mai putea presta servicii medicale. Și explic acolo situația grea în care se află această unitate. Printr-o altă adresă, din 7 februarie 2017, conducerea spitalului din acea vreme înștiințează primarul și consiliul local despre o situație economico-financiară a spitalului. Și spune așa, valoarea contractată lunar cu casa este de 5.949.909 lei, din care cheltuieli cu personalul 5.795.135, 154.777 lei pentru servicii medicale. Ne spune în continuare că pentru funcționarea normală a spitalului ar fi necesară o sumă de 7.645.282 lei. Rezultă o diferență din 1.695.372 lei pe care dumnealor nu i-a. Și dacă nu are această sumă lunar, ei spun că nu pot funcționa. Deci 1.695.372 de lei. Ce putea să facă primarul și Consiliul Local în această situație? Cred că orice om de bună credință își pune întrebarea următoare. Dacă nu vine în sprijinul spitalului, această unitate se va declasifica, se va micșora numărul de secții, numărul de personal, cu implicații directe asupra salarizării. Cred că nimeni din Bârlad nu și-ar fi dorit acest lucru, sau eu știu, o fi și din ăștia care doresc acest lucru, pentru că spitalul din Bârlad nu deservește numai Bârlad, ci și o parte din populația județului. Au mai revenit ulterior cu anumite adrese din partea conducerii și cereau, de exemplu, martie 2017, au solicitat 347.834 de lei pentru gaze, curent, pază. Iar în martie revenea cu o solicitare tot pentru gaze, energie, pază, apă, canal și salubritate. În toată corespondența asta dintre primărie, nu, dintre spital, primărie și Consiliul Local, nu s-a spus nimic despre datoriile reale ale spitalului. Între timp, după cum știți, s-a schimbat și conducerea spitalului. Managerul interimar a fost desemnat domnul Decuseară, consilierul primarului fiind domnul dr. Tav și celelalte schimbări care au fost la spital. Se face o analiză
de către managerul interimar, pe care dumneavoastră în parte ați văzut-o și ați făcut și fotografii din acea analiză pe holul spitalului. Și fostul manager spune că la 30 aprilie 2017, Spitalul de Urgență Elena Beldiman din Bârlad are o datorie de 8.069.480 lei. 8 milioane înseamnă 80 de miliarde. Această datorie n-a izvorât așa din vara lor 2016, când am preluat mandatul de primar. Ea vine de undeva din urmă. Și riscam să se acumuleze și alte datorii. Acea analiză făcută de domnul fost manager a mers pe fiecare secție, în parte, s-au făcut analize chiar și pe cazuri, s-a analizat și situația comunelor care beneficiază de servicii medicale de la Spitalul Bârlad, pe procente, cât vine din fiecare sat, din fiecare comun. Ne-am deplasat și la minister. Răspunsul a fost următor: este un spital municipal, îl gestionează Consiliul Local și ca atare am făcut cale întoarsă. Am avut o vizită scurtă și la prefectură, discuții. Până la urmă, concluzia a fost că acest spital trebuie gestionat de către Consiliul Local și pe alocuri anumite obligații le are și guvernul. Tot în acea analiză se spunea, eu am aici, eu am venit și cu, că 41% din datorii, respectiv 3.600.910 lei, sunt datorii către trei firme. AXA, Media Class și AXA Sel. E o chestiune pe care Consiliul Local și Primar va trebui să o gestioneze. Dar pentru că aceste datorii, și nu numai aceste despre care am vorbit, ele s-au acumulat, sunt datorii și către firme de medicamente, către CUP, către Aqua, VAS, către EON, sunt tot felul de datorii. Spitalul s-a transformat dintr-o instituție publică într-o instituție captivă. În situația în care, din datoriile pe care le ai, nu le plătești, oricare din creditorii pe care îi avem noi, poate să blocheze conturile și să nu mai poți funcționa. Am gândit că este în interesul bârlădenilor și nu numai, să intervenim, iar intervențiile primarului au fost susținute de Consiliul Local prin vot și această instituție a primit sume de bani și în 2016 și în 2017. Pentru că mulți oameni se întreabă, și nu numai oameni, ce-a făcut primarul cu banii. Adică dacă noi am dat un ajutor către o instituție care are o conducere, Consiliul de Administrație, Consiliul Director, Manager, firesc ar fi ca acea instituție să fie întrebată: ce-ai făcut, domnule, cu bani? Ai primit de la primărie, te rog să vii în fața noastră și să explici ce-ai făcut cu bani. Aș putea și eu, dar este indirect. Când cineva întreabă, să apuc să solicit eu, să se facă analiză, să da, ca să se afle ce s-a întâmplat cu banii primiți de la Consiliul Local și de la primar, e bine ca această cerere să se îndrepte către Spitalul de Urgență. Și atunci se vor furniza toate datele și toate informațiile despre bani. Asta ca o chestiune. Pe lângă această situație delicată, dificilă, la Spitalul din Bârlad era și un plan de conformare. Adică, domnule, stabilit un grafic pentru a putea rezista și a funcționa, trebuie să rezolvați următoarele probleme. Trecute pentru fiecare lucrare, pentru fel, sursă, termen. Nu s-a discutat, eu nu țin minte, sau poate nu am fost eu atent, atât de mult sau chiar deloc, despre aceste chestiuni. Deși planul din conformare era din 2009, cu finalizare în 2016.
și acest plan de conformare nu a fost respectat, a fost nevoie de o prelungire 2017-2020 ca să facem totuși ceva ca acest spital să nu fie declasificat. În acel studiu care a fost contestat domnilor colegi, că a fost de față o parte dintre dumneavoastră, cei de la spital atunci când a fost acel protest spontan, a spus, domnule, această analiză nu este corectă și atunci am stabilit, faceți o nouă analiză a situației financiare a spitalului și o prezentați. Dar, în discuțiile pe care le-am avut cu cei de la spital și nu odată, de mai multe ori, s-au identificat niște cauze care au dus și duc la pierderile care au contribuit la aceste datorii ale spitalului. Și sintetizând, aș putea să spun câteva din acestea, probabil sunt mai multe, lipsa tomografului, tomografii care Spitalul Burlac trebuie să-l aibă cu ani în urmă, însă nu s-a reușit. Abia acum acest tomograf lucrează 24 din 24. Externalizarea unor servicii, masă, spălătorie, pază, proasta gestionare a patrimoniului, nimeni nu știe ce are spitalul și dacă are, dacă are pământ sau nu are, dacă are pădure sau nu are, iar dacă are, ce s-a întâmplat cu aceste bunuri. Nici cei care au fost și nici cei care sunt astăzi interimari nu stăpânesc această situație. În aceste condiții, am mai spus, repet, Consiliul Local a alocat sprijin financiar aproximativ, să spunem, 1.800.000 sau 18 miliarde. Anul ăsta au mai fost și alte alocații bugetare și nu 200 de miliarde, cum s-a speculat în anumite medii. Se spune, e o greșeală de redactare, dar cine a participat la conferințele de presă a observat că niciodată nu s-a spus 200 de miliarde. 200 de miliarde înseamnă 20 de miliarde, 20 de milioane noi, a primăria Burlac nu are așa ceva. Da. În situația critică în care este spitalul, normal că reprezentanții administrației locale și Consiliul Local se va implica și va sprijini această unitate să funcționeze, nu să intre în colaps, cum unii mare poate gândesc. S-a făcut o analiză și s-a constatat că anumite lucruri trebuie remediate și pentru a nu inflama spiritele, am să mă opresc aici. Spun doar atât că lucrurile trebuie să se schimbe și că nimeni din primăria Burlac și din Consiliul Local nu are nimeni niciun război cu nici o persoană și niciun investitor. Nu ești primar să te războiești cu cineva. Nu ești consilier să te războiești cu cineva, dar trebuie să ai, în primul rând, în vedere, funcționarea unităților de interes public. Dacă să mai fie nevoie, să mai fac precizări. Cu privire la raportul de activitate al primarului, s-a discutat mult despre acest raport, erau pe punctul de a face și un protest unui colegi, iar când a apărut raportul, nu-i bine ca raport. Dacă nu-l face, nu-i bine, dacă îl face, nu-i bine. Și aici ar speculații pe imaginea raportului și cum este și firesc să fac și vor mai face. Dar trebuie să fac câteva precizări. Deci dacă există un proiect și care a fost, să spunem, un proiect îmbrățișat, nu numai din primar și din consilier, ci din întreaga opinie publică din Burlac,
și mă refer aici la investiția din Intelco de canalizare. Nu-i bine să vorbesc despre canalizare. Dacă se va pune în practică un gând sau un proiect al bălădenilor de 3, 4 ani, 5 ani, nu-i bine să vorbesc despre lucrurile. Este știut că un primar nu poate implementa anumite lucruri în primele luni sau în primul an. Îți trebuie timp, îți trebuie, știu, investiții în alte, să spunem, domenii, sectoare care nu se văd, nu sunt palpabile. De exemplu, ca să realizezi o investiție, tu duci prima dată și vezi dacă ai măsurătoare cadastrală. Și cum noi stăm prost la acest capitol, în primul rând trebuie să cadastrezi, trebuie să intabulezi. Stăm foarte prost la acest capitol. Dacă cheltuiești bani, sunt bani care nu se văd. Oamenii nu-i interesează dacă tu ai măsurat sau ai tabulat un lucru. După aceea trebuie să faci studii, TOEFL, GEO. Dacă te referi și la alte obiective, studii de trafic, poluare, toate lucrurile astea trebuie făcute ca să te duci undeva, să obții o finanțare. Lucrurile acestea cam lipsesc la primăria Bârlad și atunci cineva trebuie să ia de la început să întâmple ceva. Sau s-a lucrat punctual, ca să nu spunem că au lipsit. S-a lucrat pe un obiectiv, s-a făcut mai. Se discuta despre mare realizare un funar la grădina zoologică. Și ca să se înțeleagă cum am ajuns aici, vedeam că în fiecare zi cel de la grădina zoologică vine pentru furajare. Și am zis, este greșit. Cred că orice om gospodar, toamna, când fânul sau ceva este mai ieftin, își achiziționează pentru toată iarna și atunci el zice, nu am bani pentru fânar. Și atunci ce putea să fac? Am alocat o sumă, Consiliul Local a votat, s-a realizat acest fânar pentru a avea, peste iarnă, furajare pentru animale. Să te duci în luna februarie să cauți fân pentru animale. Așa s-a întâmplat și cu lada frigorifică. Ca să ai capacitatea de a stoca o anumită cantitate. Să nu cumperi de la o zi la alta. Însă dacă le-ai făcut lucrurile, nu e bine. E bine să nu ai nimic, să stai așa în bătaia vântului și când nu ai mâncare la animale, să trezești, dom'le, nu mai pot ieși din curtea grădinii, nu mă pot duce până la Fălciul, la Zolen sau nu știu, la Vindere sau la Ștefan. Pe scurt, ca să nu discutăm, raportul a fost publicat. Pălădenii vor aprecia dacă e mult, e puțin, e bine sau rău. Despre căminul de bătrâni. O altă problemă a municipiului Bârlad. E o chestiune la care m-am aplecat și o am în vizorul meu în continuare. Și după multe discuții și deplasări la Ministerul Muncii la București, mi s-a comunicat că nu putem primi finanțare pentru terminarea investiției. Legislația nu permite. Noi am avut o gândire să achiziționăm terenul ca să putem demara și să mai alocăm sume. Numai că în momentul în care achiziționez un teren, autorizația fiind pe numele primăriei, trebuie să ai și un plan. Ai preluat un bun, trebuie să ai un plan, ce faci cu acel bun, trebuie să ai un program și trebuie să spui și de unde pui bani acolo ca să realizezi acea investiție, de unde alegi. Cum noi stăm prost la acest capitol, am căutat alte variante. Și recent am primit vizita unor investitori italieni și au făcut două propuneri. Proiect de colaborare sau proiect de parteneriat public-privat. Dar ne-au solicitat niște date despre această investiție, ce sumă ar mai fi necesară pentru terminare, ce sumă ar trebui ca să o putem autoriza, pentru că autorizația a fost obținută în anumite condiții și alta era situația atunci și alta este situația astăzi, ce sumă e necesară pentru dotare și funcționare. Mai am furnizat aceste informații și așteptăm să vedem dacă dumnealor merg în continuare cu
propunerile făcute și va trebui și noi să facem o opțiune. Despre PNDL. Eu nu am făcut o discuție atât de mare, însă ecourile PNDL-ului nu au trecut. Și tot mai apar informații despre PNDL și despre faptul cum de primarul de la Vâlad nu a știut să lucreze, nu s-a descurcat, primarul nu a știut cum sunt finanțate proiectele, adică apărea așa o informație, primul venit, primul servit. Și este un mare neadevăr, ca să nu mai spun. Eu atunci, în conferința de presă, v-am dat criteriile. Dar cine a urmărit PNDL-ul știe că a fost o perioadă pentru depunerea proiectelor și e bine ca oamenii să cunoască și punctul de vedere al primării, o perioadă de analiză și după aceea s-au dat răspunsurile către fiecare unitate administrativ-teritorială. N-a fost vorba de primul venit, primul servit. Și pentru că am solicitat un răspuns de la Ministerul Dezvoltării, dar chiar dacă nu-l solicitam, ni se comunica, am să vă spun că răspunsul a fost în felul următor. Și nu-i vorba nici de primul venit. Din cauza lipselor de mijloace financiare, nu au putut fi finanțate obiectivele pentru care noi am depus proiectul. Deci înțelegem din răspunsul ăsta, din 7-9-2017, că nu au fost bani. Motivul pentru care nu am primit finanțare pentru Liceul Mihai Eminescu, Liceul Colegiul Național Gheorghe Roșca Todreanu, Spitalul TBC, Spitalul Elena Veldiman, Dispensarul Medical, proiecte care însumate cu străzi de al 2, străzi, piață și grădiniță, 100 de milioane noi. Am vrut ca să se cunoască când e vorba de primul venit, primul servit. Despre șoseaua de centură. Alt obiectiv pe care Dârlădeni îl așteaptă de ani de zile, spun doar atât. Că deschiderea ofertelor din informațiile pe care le știți dumneavoastră va avea loc pe 21 septembrie și să dea Dumnezeu să nu avem contestații și această investiție să se implementeze. Situația aparatului propriu al primarului. Și aici s-au făcut tot felul de speculații. Și ar vrea să se cunoască și punctul de vedere al primarului. Pentru că eu nu am dat pe nimeni afară, dar nici nu am stat în genunchi ca cineva să lucreze la primărie. Directorul economic al primăriei, domnul Ciobanu, a ieșit la pensie. Avea și ceva probleme de sănătate. Și dacă omul a optat pentru pensie, ce puteam eu să-i fac cu domnul Ciobanu? Am numărat doar pensii frumoase, sănătate lungă, nu am intervenit, a fost opțiunea domnului Ciobanu să meargă la pensie. Directorul economic ajut, domnul Stână, era ieșit la pensie când am ajuns la primăria Vârlad și nu a plecat după ce am preluat eu mandat. Arhitectul, domnul Gliga, a plecat într-o activitate privată. Și-a dat demisia, iar demisia este un act unilateral, este voința omului, nu poți să te împotrivești unui om care vrea să câștigi mai mult și mai bine. Șef cadastru, domnul inginer Volintiru, a plecat și și-a deschis o activitate privată și știți și dumneavoastră că din activitatea de cadastru se câștigă bine, dacă nu foarte bine, a fost opțiunea dumnealui, nu l-am putut opri. La cadastru mai era și o domnișoară, care s-a căsătorit, soțul fiind din Ploiești, și a plecat la Ploiești. Biroul de la fonduri europene, domnul Șolcu, a plecat la finanțe.
din câte am înțeles, acolo este un salariu mai bun. Cam așa stau lucrurile despre persoane de conducere din primăria Bârlad care au plecat. Unii la pensii, unii și-au deschis câte o afacere. A fost opțiunea lor. Și atunci a trebuit ca noi de mers să completăm această lipsă. Sau lipsă. Despre RISE. Cred că s-a lucrat mai bine, pentru că noi am încercat să implementăm o altă, zic, o altă gândire despre plombări. Nu punctual, ci plombări mai intense, ca să reziste în timp și să nu mai revenim, eu știu, în fiecare an sau chiar de două ori pe an. Vom aloca sume pentru marcarea parcărilor, în vederea închirierii. Vom aloca sume pentru refacerea străzii Nicolae Tărnița. Am intervenit acolo la stadion și la trotuar și la parcare. Aici, în toamnă, se preconizează finalizarea lucrării de la sala de sport de la școala 8. Vom continua cu plombările și vom aloca bani pentru a se monta borduri la copacii deja plantați. Au fost multe observații, obiecțiuni cu privire la copacii plantați. Acel pământ a fost lăsat pentru că a fost în primul an de plantare și pomii, copacii aveau nevoie de apă multă. Vom continua cu ridicarea capacilor. S-a ridicat un număr de capaci, spunem, important. Nevoile sunt mari, vom continua cu această lucrare. Situația câinilor fără stăpân. O problemă foarte importantă a Bârladului, dacă nu, cred că pe primul loc, pentru că primim de la cetățeni fel de fel de sesizări și observații. Avem două adăposturi în Bârlad. De la începutul anului și până în prezent am livrat 500 de câini. Și din 2016 până în prezent am capturat 1000. Avem în prezent 15 locuri goale. În septembrie au plecat 40 de câini către Germania și 10 către acela de post din comuna Ciocan de la Crâni. Am solicitat și am înștiințat cetățenii să vină la sterilizare cu câinii proprietatea dumneavoastră. Și am văzut că unii oameni sunt sensibili și pun în discuție acest aspect. De ce să sterilizăm câinii? Sunt ai noștri, mă rog. Trebuie să se cunoască faptul că există obligații legale a sterilizării câinilor, cei care sunt rasă comună și rasă mixtă. Iar o analiză a situației din Bârlad a condus la ideea că izvorul câinilor de pe stradă este în gospodăria privată. Oamenii trebuie să înțeleagă, să sterilizeze, ca să putem stăpâni fenomenul. Dacă nu vom reuși să sterilizăm, atunci vom avea întotdeauna câini pe stradă. Numai aseară, când mergeam spre casă la ora 10, aici la Podul Verde, cineva a scos în stradă 6 căței mici. Erau lăsați, erau mici, puși în stradă. Un gest care spune ceva și despre așa zisii, sau unii de așa zisii iubitori de animal. Dacă ești iubitor, măcar dădea un telefon să vină să ia la adăpost să ducă. Mai există o problemă și cu microciparea, pentru că dacă nu microcipăm, nu avem o situație concretă a fenomenului și nu putem stăpâni acest fenomen. Lucrările din Munteni Podel. Oamenii trebuie să cunoască despre acest proiect, care este un proiect mare. Cele două cartiere nu au avut canalizare și poate dă Dumnezeu să terminăm lucrarea, nu ca alte lucrări care s-au oprit și nu s-au mai finalizat. Cei care lucrează sunt serioși, plățile sunt făcute la timp, se vor executa canalizări
în Munteni și Podeni și răspund și cetățenilor care mai vin așa dacă pe strada mea se face sau nu se face canalizare. Se vor realiza canalizări în Munteni și Podeni. Se lucrează pe strada Învățăturii, pe Victor Ion Popa, Minerva, Mihai Viteazu, o fundătură acolo în plin, Vlahuță, se reface strada, Teodor Rosetti și strada Traian. Din tot proiectul s-a executat până în prezent 27%. Racordări 823 de bucăți, cămini 244, colector 7907 metri. Planul de plantare. Nu este o chestiune, este un lucru necesar la nivelul gradului să realizăm acest obiectiv. Unii oameni îl privesc cu semn de întrebare, să spun. Dar el este necesar. S-au plantat în 2016 și în primăvară 2017 și vom intra să plantăm și în această toamnă, pe următoarele străzi. Vasile Lupu, Bulevardul Republicii, zona Stadion, Bulevardul Republicii, zona Nord, de la Stadion la grădină, vom completa ce acolo, Republicii, zona Capșa, la confecții, strada Hotin, aleea de legătură între Dragoș Vodă și Republicii, Primăverii, zona Gării, în zona Buraleului și Autogară, General Vasile Mihnea, Republicii, zona ICB, pe trotuar, strada Vergen, acolo unde am și refăcut strada, pentru că au fost copaci plantați cu ani în urmă și bătrânețea, dus la epuizare, au căzut rupți de vânt. La locurile de joacă o să mai plantăm Vasile Pârvan, Aurel Vlaicu, Eminescu, Tecuciului, zona parcare la IRB, Republicii, acolo am pus tei și au fost rupți, cred că o să intervenim acolo cu salpini, că sunt mai rezistenți, mai puternici. Și încercăm să abordăm și cele două străzi din Munteni și Podeni, Alexandru Ioan Cuza și Vlahuță. Mai avem completat goluri prin asociații. Vom planta paulonia, salcâm, prun decorativ, arțar argintiu, mesteacăn, platan, stejar roșu, arborele de mătase. În total, total pieții ornamental 510 bucăți. Am pus în dezbatere publică problema închirierii parcărilor. Și aici am văzut discuții și e bine că se discută, numai că anumiți cetățeni nu sunt de acord cu închirierea parcărilor, deși ei, acolo unde trăiesc, au văzut, au trăit, au simțit acest lucru. Cred că e nevoie și de o disciplină, pentru că atunci când omul vine acasă, să știe locul de parcare, dar și este și o chestiune de a continua acest program al parcărilor în Bâlat. Dacă din bugetul local au fost alocate sume pentru realizarea unor parcări, este normal să scoatem bani din închiriere și să facem parcări în continuare în Bârlad. Am alocat aici bani pentru identificarea locurilor de parcare. În prima etapă le vom identifica și după aceea le vom scoate la închiriere. Despre supraimpozitarea imobililor neîntreținute, neîngrijite, abandonate. Și aici au fost discuții, și e bine că sunt discuții, dar e bine să ne mai uităm și spre partea de vest a României. La noi ecou ajunge mult mai târziu. Sunt orașe care au implementat această chestiune.
cred că e bine să se implementeze, pentru că sunt imobile abandonate, neîntreținute, neîngrijite. Și dacă vrem să trăim civilizat, e bine să intrăm și noi în această direcție. Unii oameni au tratat această chestiune ca și cum administrația locală se va năpusti asupra unor oameni și gata, îi supraimpozitează, o să sară, o să treacă. Trebuie să se cunoască că este o anumită procedură. Și nu dacă ai dat o hotărâre și adopți o hotărâre cu acest principiu, gata, toate imobilele care sunt prin bărlatul undeva vor fi supraimpozitate. Va fi un regulament și o procedură, iar supraimpozitarea se va face individual. Adică imobilul care l-am identificat, că este neîntreținut, neîngrijit, abandonat, va fi monitorizat și după o perioadă de timp va fi dată cu toată procedura. Va fi dată o hotărâre individuală. Deci nu se năpustește nimeni asupra cetățenilor, dar sunt orașe unde acest lucru funcționează, iar lumea a intrat în liniile. Ai un imobil, să știți că obligația de a întreține imobilul există, subzistă și în codul civil. Dar nu mai. Poftim? Nu mai din imobil, vorbiți teren. Păi am spus, când spun imobil, este imobil clădit și neclădit. Este vorba de construcții și teren. Dar nu e că este sănătos să ai un teren, eu știu, prin mijlocul bârladului, să crească bâinile cât omul și tu să nu intervii. Este obligația ta ca proprietar să intervii. Nu mai pun în discuție că există o hotărâre a Consiliului Local și țin să punctez acest lucru, care obligă pe proprietar să întrețină spațiul din față. Fie persoană fizică sau persoană juridică. Am mai pus în discuție grădina publică din Bârlad, opinii pro și contra, și aici e bine că se discută, și toți privim așa cu jând la parcul din Vaslui. Când pui în discuții grădina publică din Bârlad, sunt unii oameni care spun că nu-i bine, nu trebuie să ne atingi, nu trebuie să faci. Nu va fi distrusă grădina publică din Bârlad. Se vrea o nouă gândire, o altă aranjare, cu puncte de atracție și dacă am putea chiar și un mic lac acolo, unde cei care sunt de vârsta mea și mai aduc aminte că undeva lângă terenul de sport era acolo o mică baltă. Ceva amenajat, frumos, cu alei, să mai scoatem, de știu, din lăstărișul ăla, pentru că n-am văzut nici în Cișmigiu, nici în nu știu ce parc din Iași, din Vaslui, din România, să stăm cu urzici în stânga și în dreapta. Funcționează la intrare în primărie un fort chioșc. Pentru că intrăm pe holul primăriei, de multe ori vedeam oamenii care intrau pe la birou să ceară informații despre un act, despre un document. Intra în birou, ducea la lucrătorul din primărie, trebuia să-i spună: vezi că pentru autorizația de construcții străine, 1, 2, 3 acte, poate din greșeală le spunea pe tate. Vezi că pentru certificat de urbanism străin, nu știu ce. Vezi că pentru certificatul fiscal străin, nu știu ce. Și am spus că e bine să colectăm de la toate birourile și serviciile actele necesare, sau ce acte eliberează fiecare birou și ce acte trebuie cetățeanului din Bârlad să fie, să le punem acolo și omul are nevoie la cadastru, merge, apasă și spune: autorizează construcție. Ce îmi trebuie? Următoarele acte. Nu mă mai duc în birou. Sau eventual mă duc odată. Dar nu mă duc toată ziua și discutăm acolo în birou sau pe holul. Va mai fi adus încă un infochioș și va fi montat și o plasmă cu toate informațiile necesare pentru cetățenii din Bârlad. Alte primării au realizat acel birou unic. Noi nu avem spațiu. Și atunci este ceva premergător și în ajutorul cetățenilor să primească informații de la primărie. Apărarea civilă.
sau serviciu voluntar pentru situații de urgență. Informez cetățenii prin intermediul dumneavoastră că a sosit acel aparat pe care l-am achiziționat. Pentru detectarea persoană de sub dărâmături. Mâine vin de la București. Cei care mi l-au furnizat o să instruiască personalul nostru și probabil într-o întâlnire ulterioară veți merge și dumneavoastră să-l vedeți și să dea Dumnezeu să nu folosim niciodată. Ca o informație, am înțeles că detectează între 1 și 33 de metri un aparat performant. Ideal este la 25 de metri, iar persoana este detectată după căldura corpului. Am aici, deși sincer să spun, urmăresc foarte puțin presa, s-a scris, se va mai scrie despre primar, dar vreau să spun că nu există nicio dictatură în primărie și nici un exces de putere. Nu am avut și nu am nimic cu niciun om de afaceri din Bârlad, dimpotrivă. Nu cred că a venit un om de afaceri cu o problemă la primărie să nu fie soluționată acea problemă dacă este din limitele legii. Nu am împiedicat, dorința noastră este de a avea cât mai mulți oameni de afaceri în Bârlad, pentru că ei aduc, până la urmă, prosperitatea într-un oraș. Aș vrea să fac câteva precizări. Există acea construcție în curtea spitalului Bârlădean. Suprafața transmisă de Consiliul Local a fost de 600. Când cineva achiziționează un imobil, este treaba dumnealui ce face, cum își gândește, ce face afacerea, cum și-o implementează. Dacă până într-un anumit moment, pentru că eu nu am venit la primăria Bârlad, nu fac nici poliție, nici anchete, eu am preluat un mandat, încerc să implementez ceea ce am spus bârlădenilor, dar și ceea ce a fost bun de dinainte. Să nu se aștepte, nu știu cine, că eu am să spun vreodată, domnule, dacă a fost un lucru bun, ăsta nu e bun și nu-i inițiat din mine. Ce este bun pentru dus, înainte, și e bine să adăugăm lucruri mai. Acea construcție a avut o autorizație și un termen de execuție. S-a făcut cerere pentru prelungirea autorizației și atunci e normal să scoți, să te uiți, să analizezi. Pentru că aparatul de specialitate a identificat anumite lucruri care nu erau în spiritul legii, am comunicat că nu putem prelungi autorizații. Ce este aici dictatura? Este un punct de vedere, nu? Dacă vreți să aprofundăm acest subiect, îl putem aprofunda și putem discuta nu o oră, ore întregi. Nu am nimic cu nimeni, nici eu, nici cei din primărie și nici Consiliul Local. Iar un răspuns al unei autorități poate fi și el cenzurat. Dar e mai ușor să scrii că e o dictatură sau un abuz. Nu. Acel răspuns poate fi cenzurat și dacă instanțele de judecată spun altceva, nu există autoritate sau om în această țară să nu se supună. Nu am nici înțelegeri, nici particuluri cu presa, cu o parte din presă. Numai că unii, probabil, nu știu, sunt mai informați și mai solicită câteodată în scris anumite informații. Și atunci a primit această informație pe baza unei cereri scrise. Din informațiile mele mai erau și alți lucrătorii presă care aveau informații despre așa ceva.
a cerut să aplice. Așa că nu este niciun, nu știu, exces de putere, nici acuz. Au fost identificate, din punct de vedere al autorității, următoarele aspecte. Autorizația a fost eliberată prin amplasament fără acces la drumul. Mihai, la mine. Spune-l domnul Boș să vină. Ori autorizația nu se eliberează niciodată pe un loc în funcție. Primăria Brâlar a transmis doar 600 de metri. Suprafața transmisă este de 600 de metri. Din minime verificări, construcția are 681. Au fost ignorate prevederile POT, terenul fiind construit 100%. A fost obținut un acord care, din punctul nostru de vedere, nu este corect, pentru amplasarea construcției la limita proprietății. Acordul trebuia obținut printr-o hotărâre din Consiliul Local. Memorul tehnic aferent, memorul tehnic aferent se raportează la întreaga incintă a spitalului și nu la suprafața de 600 de metri pătrați. În contractul de vânzare cumpărare este prevăzut o alee de acces, deși nu are fundament. Deci, suprafața transmisă este de 600. Domnul Boș, ați trimis răspunsul către AXA 8? Da. Aveți dovada? Dovada e trimis prin poștă, deci am trimis altă dovada. Se invocă aici că nu s-a transmis răspunsul. Vă rog să verificați și dacă mai suntem în conferință aici, veniți da. Și spuneți. Există un tunel de legătură între obiectivul construit și spitalul Elena Belzima. Dar acest lucru nu este în spiritul legii sau al actelor, atâta timp cât nu există un acord între societate și instituția în calitate de proprietar al edificiului. Planul de situații prevede construirea pe domeniul public a unor scări de acces, remize, rezerve, deși proprietatea investitorului se limitează la 6. Și lucrurile pot continua. În situația aceasta s-a apreciat că nu poate primăria să elibereze autorizații pentru continuarea lucrării. Putem pune întrebări? Dar am spus, orice document al unei autorități poate fi cenzurat.